Polul distracției, dar și cel al relaxării se mută începând de astăzi în stațiunea balneoclimaterică Giugiubăi, acolo unde complexul turistic Băile Dacoromane și-are deschis porțile pentru turiști. Din acest an, cei care doresc să petreacă vacanța în una dintre cele mai apreciate stațiuni de tratament balnear permanentă din țară, trebuie să știe că drumul a fost reabilitat complet, iar serviciile oferite de administratorii complexului sunt pe măsura așteptărilor. La evenimentul de deschidere au participat oficialități locale, județene, parlamentari și sute de persoane dornice să se bălăcească în apele termale de aici. Festivitatea de deschidere a debutat cu o slujbă oficiată de un sobor de preoți, iar mai apoi invitații au ținut câteva discursuri acum, la începutul sezonului estival. Este o carte de vizită, să spunem așa, această deschidere a sezonului, deoarece sunt locații care, începând din ianuarie, funcționează, dar această prezentare a lucrurilor frumoase din stațiune, unde putem centraliza așa oficialități de la nivel național, județean și local, ne bucură de fiecare dată când putem fi alături de agenții economici din stațiunea Giugiubăi, deoarece stațiunea Giugiubăi este o stațiune de interes național. Ne dorim în acest an, prin acest drum frumos, să spunem, de la halta Giugiu, coborârea de pe autostradă și până în stațiune, să aducă cât mai mulți turiști și, bineînțeles, să fie benefică pentru agenții economici din stațiune. Sper ca turiștii care ne trec pragul anul acesta să fie mulțumiți de serviciile de aici. Este o bucurie pentru fiecare dintre noi ca în fiecare an aici în fața Băilor Dacoromane să revenim cu mare drag și în fiecare an să vedem că aici se pregătește pentru turiști ceva nou, ceva mai atractiv, ceva mai frumos și nu doar din partea investitorilor de aici, ci din partea tuturor agenților economici de aici din Giugiubăi. Tot ce pot eu să vă spun este că președintele Nistor, Consiliul Județean Hunedoara, alături de primarul Vasile Cărăguț, au făcut tot ce a stat în putință în ultimii ani să dezvolte pe cât posibil infrastructura de care depinde într-o mare măsură partea legată de turism și dezvoltarea acestuia. Astăzi e o zi extraordinară în care stațiunea Giugiu își deschide porțile pentru turiștii din județul Hunedoara și din întreaga țară și nu numai. Ne bucurăm tare mult că astăzi, cu ocazia deschiderii porților și deschiderii sezonului la Giugiubăi, suntem prezenți aici și putem vedea investițiile pe care atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean le-au făcut în orașul Giugiu, precum și investițiile și efortul antreprenorilor de a dezvolta această stațiune, de a-și aduce contribuția, de a atrage cât mai mulți turiști în dezvoltarea întregului județ Hunedoara. Administratorii complexului au pregătit mai multe surprize pentru cei care vor trece pragul Băilor Dacoromane. Și pentru noi este o surpriză această zi superbă de 1 iunie, după ploile care au fost. Ne-a surprins un pic că e foarte bine, foarte multă lume având intrarea gratis în această zi. Pentru nou sezon propunem pentru interiorul acestei locații s-a schimbat complet tot ce înseamnă food, parte de mâncare, tot ce se de alimentație publică. Multe îmbunătățiri vis-a-vis de bazine, urmând ca în anii următori să dezvoltăm mult locația. Volumul de oameni care poate intra în locație este mult mai mare, s-a schimbat complet și starea de servicii vis-a-vis de plaje și așteptăm să fie un sezon în care să ne bucurăm de soare și de apă termală. Încă din prima zi în care intrarea a fost liberă, sute de persoane au dat startul la bălăceală și relaxare. Călduță sau așa? Bună! Bună, e bine atunci. Vă place aici la Giugiu? Cum e apa? E bună. E caldă? Foarte bună. Veniți des aici la Giugiu? În fiecare an, da? Odată la 2 ani. Da, la fiecare an. De ce veniți aici? Ce vă place? Apa termală, că e bai cu oasele. Vă face bine? Bună la oasele. Dumneavoastră vă place aici la Giugiu? Cum e? Da, doamnă, venim foarte des. De venit? Turda. Și de ce veniți aici la Giugiu? Tratament, odihnă. Cum e apa? Îți place? Da. De ce? Cum e? E caldă. E caldă? Știi să noți? Nu. Nu? Complexul balnear Băile Dacoromane dispune de 4 bazine, dintre care unul de dimensiuni medii, unul pentru copii și 2 destinate nozătorilor.